te ferească Dumnezeu să n-ai șoareci și șobolan la casă. Care înseamnă că n-ai animale, n-ai găunțe, n-ai grâne, n-ai nimic. Ce oameni să te plimbă aici? Ce ți-o să plimbă? Un șobolan? Nu, am o gongă. Nu, prinde repede. Ca și prințesa aia care doarme pe 15 saltele și simte bobul de mazăre sub primul saltea. Păi să știi că eu chiar o simt. Ne luăm și rația noastră sau? Nu, nu, nu. Nu mai e rațe? Nu. Vai, ce-mi place. Mi-s foarte dragi rațele. Mie-mi place iubesc, rața la tavă, așa cu portocale, cum o faci tu cu ingrediente. Mie mi-s dragi când îți vii, când se bălăcesc și îmi place să le pun apă și să le văd cum splonjează. Hai să ne luăm niște rațe, că nu se poate să n-avem rațe. Nu. În farfurie. Am încercat odată cu bibilici. S-a trezit Andreea într-o zi, mi-a venit de la piață, eu știam ce sunt bibilicile și ce fac. Bine, asta era înainte să pui zic, după ce le-ai adus astea, tu știi ce fac astea? Na, nu știu, lasă că vedem. Salut! Eu sunt Daniel din Maramureș și astăzi vom vorbi despre pui de carne. Noi considerăm că puii ăștia de carne sunt cea mai ușoară sursă de proteină pe care o poți obține într-o gospodărie, simplu și fără complicații. Haideți să vedeți ce puișori avem noi anul ăsta. Stai, mai așteaptă. Mai așteaptă, nu te pune să-i mănânci încă. Eu cam dată vă pupăcesc. Urâților. Sunt frumos, foarte frumos. Au ușa plină, e atâta de umflată, nu-i prea tare, nu-i prea mole. Niște oțete le bagi în apă? O zis că nu trebuie, că le-o dat ei tot ce trebuie și nu am mâncare să le mai dau. Hei! Boschetare! Stai pe locul meu! Nu se doarme aici pe bancă la ora asta. Vai, dar cum stă? Nici nu-i interesează. Ia uitați ce flori frumoase a primit Andreea. Da, de la doamna Lucreția, o salut și de-abia aștept să ne vedem din nou, că tare flori frumoase am primit de la ea. Cum se numesc? Crinii soare? Nu știu cum se numesc. Da, chiar așa, dacă știți ce soi îs, de ce soi de flori îs, să-mi spuneți și mie, că nu știu, eu nu știu ce îs, ori crini, ori altceva, habar n-am. Mulța n-are nicio treabă. Țit? Ce faci, țit? M-a părut ce faci, țit? Te-ai murdărit, unde te-ai băgat? Vai, ce rău te-ai murdărit! Și astăzi, alături de soția mea, Andreea, vom discuta despre creșterea puilor de carne. Îi cam târziu, e luna iunie, ce e data aia astăzi? 5-6 iunie? 6 și... iunie, dar motivul pentru care cumpărăm noi așa de târziu e că e vremea sigur e bună de acum încolo. Vom discuta toate aspectele care țin de creșterea puilor de carne, începând cu perioada în care, cum veți vedea, noi am luat puii noștri de o săptămână și începuturile lor sunt un pic mai dificile, că au nevoie, dacă e foarte timpuriu, dacă îi luați în martie-aprilie, aveți nevoie de becul infraroșu, însă noi alegem să-i cumpărăm în luna iunie, iată, astfel evitând nevoia de a mai ține becul cu infraroșu în priză și suntem siguri că nu ies din țarcurile noastre cu plasă de rapiță și ce mai avem noi prin gospodărie unde îi ținem la început. Din experiența noastră veți afla până la final dacă merită sau nu să ținem pui de carne. Ce putem spune despre pui de carne? Ca și costul de achiziție anul ăsta, cum se prezintă? Costurile, bineînțeles că au mai crescut, odată cu inflația cresc și prețurile la animale vii. Anul trecut ai luat cu 3 lei, mi se pare. Nu, anul trecut tot așa am luat cu 4 lei 20, cred că. Dar ăștia i-ai luat fiindcă o săptămână? Ăștia i-am luat un pic lei. Mai scump, pentru că aveau deja o săptămână când i-am cumpărat și au fost 5 lei 50. Bun. Bucata. Asta ne ajută că îți mai răsăriți un pic, în primele 3-4-5 zile când le aduci, îți mai moare 1-2. Da, întotdeauna sunt pierderi în primele zile, pentru că ba unul îl doare un picior, ba n-apucă să mănânce, unul e mai slăbuc și așa. Întotdeauna au fost pierderi, mai ales la noi cauza principală pentru pierderile suferite au fost neatenția copiilor. Da. Că ba călcau pe ei, ba se așezau pe ei, că sunt așa de drăgălași. Să
așa de simpatici și moi și pufoși, încât toată ziua trebuie să fie acolo la ei, să-i drăgălească și bineînțeles că întotdeauna se întâmpla că ba i-o strâns prea tare, ba s-o urca pe ei și bineînțeles că au fost pierderi. Aveam pierderi. No, dar acum, pentru că au o săptămână, deja nu mai este așa de drăgălași. Pierderile datorate copiilor nu se excluse complet, deși copiii noștri au mai crescut cu un an. Dar ne așteptăm, dacă ajută Dumnezeu, să avem 60 de pui răsăriți, crescuți. Cred că ce-au ajutat încă un pic a fost faptul că am avut deja încă două ture de pui, pui care ne-au ieșit din nou, pe care i-au iubit și i-au drăgălit. Anul apoi au urmat încă o tură de pui care i-am cumpărat. Suntem pui în anul 2023, mixtă. Că oamenii poate să se uite în 2025-2060 la noi și să știm despre ce vorbim. Deci anul ăsta am pus... Ce fum se vede acolo? Eu am dat foc. Deci ne aflăm în 2023 și anul ăsta am pus o tură la eclozat în incubator. Da. Am cumpărat o tură de pui. Hai să trecem un pic în revistă și ce s-a întâmplat cu puii ăștialalți. Ai eclozat 20 de pui din incubator. Ouă primite de prin sat. De la vecini, da. De la vecini, de diferite culori. I-ați văzut și veți vedea în videoclipurile viitoare. Hai, du-te. Și caută frățiorii. Vai, unde ți-s frații? Unde-s? Te-ai pierdut! După aia am cumpărat 15 sau 16 puicuțe. Nu, 15 puicuțe de ouă din acelea roșii, rasa așa, știți voi care sunteți experți. Rasă mixtă. Dar din păcate din cele 15, pentru că am ales și am cam amestecat hrana lor și le-am dat mâncare, dar le-am dat mâncare pentru pui mai mari și atunci nu le-o pica bine. Nu s-a blocat ușa, le-a rămas plină, pietrificată, și a început chiar să moară. Chiar o chiar nu știu, o săptămână, două după ce i-am adus acasă, numai dintr-o dată li s-a umflat, nu umflat, gușa s-a pietrificat așa foarte tare, nu mai, nu știu, digestia sau deci ce, dacă vreți să aveți pui de carne cu succes sau pui de ouă cu succes, dacă le cumpărați mâncare granulată să fie starter, adică de pornire, în primele 1 până la 7 zile, după aia 1, etapizat. Noi avem în Baia Mare un furnizor care produce mâncare granulată de calitate. Și asta a fost sau cel puțin, cu puii de ouă, care erau puicuțe selecționate din 15 care ni s-au garantat că vor fi puicuțe. Am rămas cu 8 în momentul de față. Îs mari și ăia, sau ele, îs mari și acelea deja și... Iar păsările care au ieșit din incubator, din 20, în momentul ăsta avem 13. Pentru cei care nu știu povestea din cealaltă parte sau din alte videoclipuri, o perioadă de timp le-am lăsat împreună cu găinile. S-au înțeles bine, era iarba mare și am observat că încep să scadă din numărul lor, până am observat că 15 mai erau. Și am zis, hopa, că trebuie să luăm măsuri. I-am băgat aici sub trambulină. Și de atunci, de când i-am băgat în trambulină, din 15, în momentul ăsta avem 13, suntem mult mai vigilenți, pentru că Uliu știm că o intrat acolo. Într-o dimineață am auzit o mare... Noi ne-am tot întrebat că oare ce i-o atacat. Probabil că ceva i-a atacat și în timpul nopții, că am găsit și pui fără intestine, organe și... cap, deci probabil a fost șobolan din câte am citit din câte am citit din comentarii. Avem noi șobolan la casă? Ce casă n-are? Ce gospodărie cu animale n-are și șobolan? Și gospodărie, nu vrem să fim. Era cineva aici în sat care zicea te ferească Dumnezeu să n-ai șoareci și șobolan la casă, că aia înseamnă că n-ai animale, n-ai găunțe, n-ai grâne, n-ai nimic. La țară mai sunt și șobolan de câmp, sunt și șoareci de câmp. Și noi ne ferim cât de bine putem să ne ținem grăunzele de ei, dar uite că eu știu... Stai un pic că trebuie să ne oprim că ceva mi se tot plimba. Ce ți-o să plimbă? Un șobolan? Nu, am o gongă. Nu, poți prinde repede. Mâna, nu pot, că se vede pe cameră. Unde o să duc? Gata, o zburat. A plecat? A scăpat. Trebuie să tu simți deja de o vreme, nu mă lași. Tu ești ca și prințesa aia care doarme pe 15 saltele și simte bobul de mazăre sub primul saltea. Păi saltea. Să știi că eu chiar o simt. Revenim la povestea noastră. Deci, sunt și șoareci și șobolani prin zonă, dăunători, și ne-am trezit că a început să dispară din ei.
No, bun, da, nu s-au văzut urmările decât un singur pui l-am văzut mâncat. Restul nu s-au rămas nicăieri, deci undeva au dispărut. Și acum ne dăm noi seama că de fapt era uliu care le ataca și noaptea ataca șobolanul. Probabil. Na. Așa, dar hai să revenim la pui de carne, că dacă vorbim prea mult de pui ăștia alți, bine, noi facem așa o trecere în revistă la păsările din gospodăria noastră. Apropo, ne luăm și rațea noastră sau? Nu, nu, nu. Nu mai e rațe. Nu. Vai, ce-mi place. Mi-s foarte dragi rațele. Mie îmi place rața la tavă, așa cu portocale, cum o faci tu cu ingrediente. Mie mi-s dragi când îți vii, când se bălăcesc și îmi place să le pun apă și să le văd cum splonjează. Hai să ne luăm niște rațe, că nu se poate să n-avem rațe nu. În farfurie până dar la când vine vorba de tăiat, sacrificat și curățat rața, partea asta o urăsc, pentru da, că e foarte greu. Insuportabil. Dar cum a fost cu bibilicile alea, care n-ai știut tu ce fac în lumea asta și le-ai adus acasă? Oh my God! Mm. Am încercat odată cu bibilici. S-a trezit Andreea într-o zi, mi-a venit de la piață, eu știam ce sunt bibilicile. Bine, asta și ce era fac. Înainte de pandemie, înainte de creșterea de prețurilor. Experți în creșterea păsărilor. Și vine Andreea cu cât? 5 bibilici? Uite ce drăguțe! Da, îți le-am adus acasă frumos, nu știu ce. Împreună cu puii ai adus, știi? Da, pui zic, de după carne. Ce le-ai adus astea, tu știi ce fac astea? Na, nu știu, lasă că vedem. După o lună și ceva, când a început să răsară și mereau pe aici numai pe lângă garduri și pliscuiau tătă zoa, eu eram relaxat, dar deci ea deja fac era... fac o gălăgie extraordinar de... tulburătoare, toată ziua, bună ziua. Da. Și pe lângă asta începuseră să zboare. S-au apucat ele de zburat pe aici că duse-o fost. Deci nici nu le-am mai căutat. Din câte au fost? 10? Nu, n-am luat atâta. Nu, vreo 5, cred că am luat mai nici atâta. Mai multe 5 au fost. Nu am luat mai multe. Ia, în fine, până la final erau răsărite, să zici că aproape adulte, vreo 3. Da, pe care păi le tot vedeam pe aici adulte, și erau buni de pază, că le-a pliscuie și la vulpe și la... alți nu, dar erau zburătoare, feroce și s-o lua și o zburat el întreaba lor, nici nu le-am chemat înapoi, nici nu le-am căutat. E foarte posibil, acum am tratat noi bibilicile alea să le fi ajutat niște vecini de pe aici, că avem și vecini îndemânoși care zis, lasă că dacă nu le trebuie la ăștia... Da, păi nu m-a interesat. No. Oricum n-am mai auzit bibilici. Dar mai e bibilici? Nu, niciodată. No. Știu că unora le sunt foarte dragi, dar mie personal m-am lecuit. Dacă ați avut bibilici, dacă vă place bibilica să o mâncați sau să o aveți pe lângă curte, spuneți-ne în comentarii. Pentru noi asta a fost experiența cu bibilicile. Și revenim acum la pui de carne care, după părerea mea și a noastră, cred, îs foarte rentabili pentru că au un spor de creștere ridicat. Noi am avut pui și de cât? 5 jumate carcasa? Kilograme? Oh, cred că au fost și mai mari de atâta. La ce vârstă? Pe la 2 luni jumate, 3? 3 luni, cam așa. Cam așa, dar carcasă au rămas 5 jumate, mi se pare că am avut unul. Deci, în momentele noastre de glorie, am avut și de 5 kg jumate. Numai că l-au avut mai multă grăsime. Ideal ar fi... Bun, hai să revenim. Despre pui. Da. După cum ați văzut în videoclipurile noastre, eu sunt un pic mai vorbăresc ca Andreea, soția mea, dar în video de astăzi... Nu mă vorbăresc, că și băgăcios, că mă apuc eu și tu. Și trebuie să spunem că și descurcăreț, că astea vin toate la pachet, da. Poți să zici că sunt mai descurcăreț. Dar vorbim despre altceva acum. Păi bine, hai, gata, cu pui. Bun. Deci, pui îi hrănim cu, să nu se înțeleagă greșit, granule cumpărate din comerț. Anul ăsta, pentru că avem granulator sau avem și cereale cumpărate, da, așa vom facem granula în și noi. An, însă, cum făceam asta în fiecare? La început, până cresc pui un pic, câteva săptămâni, îi hrănim cu granule cumpărate, după care îi trecem pe cereale de ale noastre. Să nu-și imagineze nimeni că, ne gândim că e un pui de țară. Cred că asta ar fi formula corectă, terminologia corectă. Că nu poți să zici că e bio în momentul în care cumperi cereale. Asta se discută mult pe internet. Nu. Sunt pui de carne crescute noi la țară. E un pui de carne de calitate, cu gust extraordinar, cu cereale și cu hrană
atent analizate de noi, pentru că în primul rând noi îi mâncăm și ne străduim să producem calitate, că probabil vom da câțiva din ei și unor clienți care deja cunoștințe, prieteni, etc. Dacă îi hrănim bine, dacă ne ocupăm de ei, dacă nu ne mănâncă vulpea, câinii, am avut anul trecut, ne-am mâncat lupa, pe când erau mai mărișori așa, cât ne-am mâncat într-o 16. Zi. 16 am mâncat într-o zi, nu știam de ce-i cu sânge pe la coadă, de ce-i cu sânge pe la bărbie. Gură. Dar se mai întâmplă și de astea. Lupa au mai trăit mult și bine de atunci, însă nu mai e printre noi în momentul de față. Dacă nu știți toate poveștile noastre despre lupa, despre ce s-a întâmplat în gospodăria noastră, abonați-vă la canalul Orășan la Țară, pentru că noi filmăm diverse lucruri. Ca și concluzie, ce poți să zici despre pui de carne? Pui de carne este bine la el. De aia sunt eu mai vorbăreț. Puii de carne sunt foarte rentabili din punctul nostru de vedere. Anul acesta observăm că au și preț, adică prețul de achiziție, ok, asta ne afectează pe noi, dar prețul cărnii atunci când o dai tranșată la mama și la tata și la bunica și la sacra și la mai cine dăm noi la neamuri, are cât de cât un preț bun și un spor de creștere ridicat. Pentru ajutorul soției, acum vreo 4-5-6 ani, cred să fie, să tot fie, am cumpărat un deplumator cu care noi deplumăm sau ciupelim penele de pe găini. Și face o treabă foarte bună, e foarte practic, ne ușurează mult munca, se fluidizează, avem o fluiditate crescută la procesarea puilor, după care uneori îi băgăm în pungi întregi, alteori îi tranșăm, dar în procesul de curățare se golesc de intestine, de tot ce trebuie, de pene și de acolo în ladă. Da. Foarte bine ai zis. E o treabă rentabilă? E o treabă rentabilă și destul de ușor de lucrat cu ei. Dacă ai un pic de adăpost unde să-i ții, un pic de spațiu unde să se plimbe ei liniștiți, atunci ai foarte, foarte rentabil. Cine nu are toate condițiile astea, da, probabil că pare mai greu. Bun, dar hai să simplificăm un pic și să nu ridicăm ștacheta prea sus. Practic, puii ăștia să pot crește și într-un dulap culcat pe o parte și cu o tablă pe ea să nu ploaie în ei când sunt ploile torențiale de vară. Da, sigur. În rest, da. Puii să aibă să unde să scutească, unde să fie scutiți de ploaie. În primele zile. Un țarc, că ei nu pleacă departe, dar cât de cât un țarc să nu se aventureze să-și uite drumul până la hrănitoare. În primele zile sunt ei mai sensibili, dar după ce trec de 3 săptămâni, să zic maxim, deja îs Nu trebuie să le mai porți grija. Eu la un moment dat le spuneam, ia uite Barza, le spuneam chiar și părinților mei, nu văd de ce n-ar fi posibil să crești și la bloc vreo 3-4-5 într-o ladă de banane. Pe balcon, da. Poți să crești, după părerea mea, ți-ai dus un săcuț de 30 de kg până pe balcon și 4-5 pui nici nu miroase așa tare. Să zici că dacă atacă pui cineva. Păi, practic, dacă stau să mă gândesc mai bine acum, având experiență și cu hamsterii, la ce miros aveau ăia, nu cred că n-ai putea să ții și niște puișori. Exact, 4-5 pui, balcon, ok, când mai sunt mai mari, vară, se adună un pic. Hai să zicem, 2-3 poți să ții liniștit. Dar da. Și 5 dacă ai un balcon cât de cât. Mai ales dacă ești la 4 și n-are pe cine deranja mirosul când urcă în sus. Bun. Nu, acum deja... Bine, e o idee. Exagerăm, da? Nu. No. Cu atât mai mult vrem să spunem că la țară e mai ușor și se pot crește. Cine are un loc la țară, apucați-vă de treabă, pentru că carnea e din ce în ce mai scumpă și ne trebuie și un pic de carne în farfurie, fie pe salată sau pe ce mâncăm noi. Nu? Un pic de carne pe salată? Un pic de carne pe sarmale. Nu un pic de salată peste carne, un pic de carne peste salată. Un pic de aripioare de pui peste friptură. Cam da. Așa. Cred că am acoperit cam tot ce e de interes despre pui de carne. Da, hai să... Da, alte tratamente? Nu. Antibiotice? Nu, la noi nu. Noi nu am folosit niciodată, dar dacă simțiți nevoia... Consultați un doctor, medic. Nu dați tratamente după ureche sau după poveștile lui Nana Mărie de dincolo de gard. Da, cam asta e. Da.
Și? Așternutul. Și așternutul e important să fie curat? Curat și schimbat după nevoie, în funcție de cât e de mare spațiul în care sunt ținuți pui. Vai măi, la ce suplu ești! Dragi prieteni, dragi prieteni, ăsta a fost video de astăzi. Sperăm că v-a fost de folos. Dacă aveți o informații suplimentare pe care noi nu le-am atins în acest video, ne interesează să le auzim în comentarii în partea de jos. Vă mulțumim pentru vizionare. Dați-ne un like la acest video dacă vreți să ne ajutați și să ne susțineți. Neapărat să ne comentați, încă o dată vă zic. Abonați-vă la canalul Roșan la Țară. Eventual deveniți membri ai canalului. Vă salutăm pe toți și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Pa, pa! Da.